Stadionul din Simeri a găzduit una dintre semifinalele fazei județene a Cupei României la fotbal, în care s-au întâlnit Gloria Giurgiu și Șoimul Băița. Meciul a început prost pentru cei de la Giurgiu, care au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 10 după eliminarea lui Stroia pentru un fault în poziția de ultim apărător. Cu toate acestea, Băița nu a putut profita, iar după 90 de minute scorul a rămas alb și s-a intrat în prelungiri. Băița a deschis scorul în minutul 100 prin Cociș, care a transformat în doi timpi un penal ușor acordat. Cei de la Giurgiu au egalat în ultimul minut al primei reprize de prelungiri prin nou intratul Marcu dintr-o lovitură de la 11 metri și aceasta ușor acordată. Meciul părea să îndrepte spre lovituri de pedeapsă, dar în minutul 116 Răceanu, o altă rezervă inspirată introdusă de antrenorul Gabriel Cotoară, a înscris după acțiune prelungită de atac a celor de la Giurgiu. Meciul s-a încheiat cu 2-1 în favoarea Gloriei, care a mai avut un eliminat pe Savu în minutul 119, rezultat nemulțumindu-l în mod firesc pe antrenorul celor de la Șoimul, Daniel Dăscălescu. Daniel Dăscălescu, ați pierdut un meci pe care l-ați avut în mână. Un om în plus, ce s-a întâmplat? Din păcate, da. Ăsta este rezultatul final. Cred că lipsa de inspirație pe ultimii 20 de metri a făcut să se întâmple astfel de deznodământ. Ce faceți în viitor? În viitor pregătim următorul meci, care îl avem duminică cu Hunedoara. Încercăm să ne întărim din vară și cred că se vor schimba lucrurile mult mai mult în bine. De partea cealaltă, cei de la Giurgiu se gândesc deja la finala de la Orăștie de pe 11 iunie și își propun să câștige trofeul. Am început meciul, pot să zic, în 10 oameni, o imprudență acolo. Eu cred că și puțin decizia arbitrului a fost un pic cam ușoară. Era distanță mare de poartă, zonă centrală, mai aveam și jucători în zona respectivă, dar până la urmă asta a fost. Dar trebuie să jucăm așa, am improvizat puțin sistemul, până la urmă a ieșit bine. Un meci epuizant, până la urmă e bine că totul s-a terminat cu bine. Finala? Finala la Orăștie va fi un meci de gală, se vor premia toate campioanele și toate echipele care sunt pe podium la AJF Hunedoara. Vă dați seama, o performanță pentru noi, pentru mine. În primul rând mă bucur că am făcut fericiți atâția oameni, o localitate întreagă, sunt aproape de noi, ați văzut ce freneți sunt oamenii, toată partida ne-a susținut, indiferent de evoluția scorului, așa că mă bucur foarte mult și sper să și obținem trofeul, că degeaba am muncit astăzi și am dus jocul ăsta greu până la epuizare, dacă nu o să-l finalizăm cu ridicarea trofeului. În ultimul act a competiției s-a calificat și finalista de anul trecut, CSM Vulcan, care, deși era cotată ca favorită certă, a trecut greu la Hațeg în cealaltă semifinală din faza județeană a Cupei României la fotbal de Victoria Călan cu scorul de 2-1.